În data de 13 noiembrie, când este cinstit Sfântul Ioan Gură de Aur, este sărbătorită și Ziua Bibliei. Cu acest prilej, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și de Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din București a organizat astăzi online Simpozionul Național Sfânta Scriptură în Spiritualitatea Ortodoxă. Cuvântul de deschidere a fost rostit de părintele conferențiar Marian Wild, directorul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală. Iată-ne la o întâlnire foarte frumoasă, o întâlnire așteptată, o întâlnire biblică. Știm de ce este prilejuită ea, și anume, încă din 2006, anul 2006, Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române a hotărât ca ziua prăznuirii Sfântului Ioan Hrisostom, Sfântul Ioan Gură de Aur, și anume 13 noiembrie, data de astăzi, să fie dedicată Bibliei, pentru că Sfântul Ioan Hrisostom este considerat printre cei mai mari exegeți ai Sfintei Scripturi. Și iată, avem ziua Bibliei în fiecare an, în Patriarhia Română, 13 noiembrie, și la facultatea noastră din București am încercat să marcăm ziua aceasta în ultimii ani, cu excepția anului trecut. Dar iată, astăzi, cu ajutorul colegilor de la Departamentul nostru de Teologie Istorică, Biblică și Filologie, am reușit să ne organizăm și să punem la cale și să se producă, iată, cu participarea dumneavoastră, acest eveniment foarte important în opinia noastră. Părintele profesor Ioan Chirilă a vorbit despre Sfânta Scriptură și accederea în dinamica veșniciei sau despre cuvântul viu. Tema la care eu, să zic, lucrez în momentul de față se suprapune excepțional pe tema generică lansată de domnia voastră cu Sfânta Scriptură și spiritualitate. Însă, ca să explic puțin alegerea sau opțiunea aceasta a temei, vă voi spune că cuvântul acesta din titlu, accedere, să știți că poate fi luat și în forma aceasta de accedere, de a avea acces, a putea intra, însă de a trece peste un prag. Cred că ar trebui să receptăm Sfânta Scriptură ca și o călăuză, efectiv, pentru vremea noastră. Am pomenit pe Siloana Tonitu și vi l-am adus în față pentru că el are o expresie frumoasă. El are o expresie frumoasă care se leagă și de Vechiul Testament pe care eu îl propun studenților în facultatea noastră. El spune la un moment dat că dacă s-ar întâmpla să dispară Sfânta Scriptură, ea ar putea fi scrisă din inima, de pe inima sfinților. Adică a celor care au întrupat cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, din această perspectivă, vedeți, am amintit și de împărăția lăuntrică, sau, dacă vreți, de birul acesta al făpturii noastre, care nu este altul decât inima sau lespezile de carne ale inimilor noastre pe care trebuie să se scrie, să se așeze cuvântul acesta lui Dumnezeu. În cadrul simpozionului au fost prezentate mai multe referate urmate de câte o sesiune de întrebări. La eveniment au participat cadre didactice și studenți de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova.